Bună ziua, sunt Ionuț Achivoaie și sunt gazda masterclass-ului Selgros, unde vorbim despre gusturi. Astăzi, de exemplu, despre gusturi dulci, vorbim despre deserturi. Like, share, subscribe, pagină de Facebook, canal de YouTube sau mai simplu pe selgros.ro. Dacă vedeți recomandări de ale noastre pe ecran, nu vă sfiiți să intrați pe ele pentru a vedea mai multe rețete cu mai multe secrete de ale șefilor Selgros. Iar astăzi, ca să învăț să fac și eu ceva dulce, pentru că ar fi în premieră, o am alături de mine, cu mare plăcere, pe doamna Cornelia Ghișoiu. Sărut mâna, doamnă! Eu sunt Cornelia. Cornelia, spune-mi cu ce te ajut. Prima dată trebuie să spunem ce facem. Ce facem? Da? Facem cheesecake. Un desert delicios, un desert care se face foarte repede, un desert care nu este nici costisitor financiar și un desert care cu siguranță își va găsi locul în tolba cu amintiri. Ce avem aici? Aici avem smântână. Smântână. Aici avem o brânză. O brânză. Aici avem lapte. Da. Unt, fructe, văd afine, mure. La noi îi spune pomușoară, dar îi zice altfel. Agrișe. Agrișe. Zmeură, mure, niște bezea, gălbenuș, miere, zahăr. Și esență de ceva. Și esență de portocală. Sunt bun la teorie. Și gelatina, care este de la Dr. Oetker. Și ne ajută foarte, foarte mult. Trebuie să facem baza de la cheesecake. Am ales pentru astăzi biscuiți Oreo. Ta-dam! Baza este mai închisă, apoi urmează culoarea albă de la mascarpone, iar deasupra vom avea geleul de la zmeură. Perfect! Deci vom avea trei culori foarte frumoase. Drelesc eu cu mâna? Nu, ne ajută prietenul nostru Thermomix. Întărim, da? Ia să vedem. Am nevoie doar de 300 de grame. Perfect. Și acum trebuie să mixăm. Cum îl prinde acolo și îl strânge? 7, 8 secunde, gata. Eu n-aș fi putut să-i fac așa. S-au mixat. O să-i punem în bol. Și acum trebuie să topim untul și ne ajutăm de plită. Îi dau drumul? Da. Ne-am dat. Punem untul. A fost unt de la Napolac și el este deja cântărit. Îl lăsăm să se topească. Haideți să ne mutăm aici pe partea aceasta. Ce fac? Și o să-l pui aici fără frică, fără frică. Fără frică, dar n-am fără ce frică, greșești. Nu ai ce să greșești. Gata, așa cum pe tot. S-a format așa ca o pastă. Bun. Pus aici o hârtie de copt. Da. Și acum o să punem acetofan. Acum te rog să pui biscuiți. Tot? Tot, da. Tot materialul. Toată compoziția. Da, da, da. Bun. Să zicem că e întins relativ uniform. Trebuie să-l punem la rece. Trebuie să punem gelatina la hidratat. Apa trebuie să fie foarte rece. Da? Da. Și nouă ne trebuie 20 de grame de gelatină. Ea se hidratează în maxim 6 minute. Acum urmează să punem mascarpone. Da. Okay. 150 de ml de lapte. Perfect. Bun. Lapte la fiert. Până chef, se fierbe. Check. O să punem mierea, da, și incorporăm mierea. O să adăugăm niște esență de portocale. Accept. Iată, rost miroși. Miroase a portocale. Da. Probabil de asta e și zice esență de portocale. Ajunge, gata. Okay. Lăsăm puțin la odihnit, da. Și între timp laptele nostru a fiert. De treabă. O să punem 3 gălbenușuri de ou. Da. O să punem 100 de grame de zahăr. O să amestecăm până se face ca o cremă. Vedeți că deja s-a schimbat culoarea. Da. S-a spumat un pic, da? Și acum punem laptele fierbinte. Da. Nu totodată. Nu. Te rog. Lăsăm puțin să se tempereze. Da. Între timp... Gelatina. S-a hidratat. Da. Vedeți cum arată? Ca o meduză. Da, ca o meduză. Așa. Stoarcem bine de apă. Și o punem aici. Pur și simplu? Da. Așa. Și mergem la prietenul nostru Thermomix și batem frișca. Să rămână semi-bătută.
dacă asculți, acum este un sunet, când ea deja începe să se bată, o să aibă alt când sunet. Când schimbă consistența exact. Și textura, va suna altfel. Exact. Ia să vedem. Acum o să incorporăm gălbenușul. Și eu fac te rog și să amesteci, da, te rog. Să incorporăm și smântâna. O să punem frișca. Da. Acum aducem biscuiții. Aici? Da. Și turnăm compoziția. Acum trebuie să punem din nou la frigider. Gata, șef. Punem zahărul tot. La caramelizat, tot zahărul. După ce se caramelizează zahărul, o să punem smeurica. Da, cred că aici suntem, da? Da, și eu m-am fript. Super da. Bine. Ce... A venit smeura, perfect. Punem peste zahăr. Și eu m-am fript. Ne trebuie puțin vin. Gata. Deci s-a topit. S-a top. Da. Da, foarte bun. Bine. Ce faci? Și strecurăm. O să torn încet. Da. Avem zeama. Avem un sirop. Sirop, da, pentru că care va fi jeleu doar zahăr. Dacă... Va fi jeleu doar dacă adăugăm gelatina. Hidratată, gelatina, meduza. Cam și o să folosim gheață. Da? Da, aici am fulgi de gheață, am pus puțină apă. O să venim cu vasul deasupra și fulgilor de gheață. Și o să turnăm jeleul. Și ce facem acum? La frigider. La frigider. Ta-ra! Și vreau să îți prezint o altă modalitate de a prezenta cheesecake-ul. Am oprit un pic de biscuite din acela... Pe care l-am tipit eu. Așa, dar tu n-ai văzut că eu l-am luat între timp. Am văzut. Acum trebuie să-l aplatizez un pic și uite că mă folosesc de un cuțit. Am oprit puțină compoziție da. Și o să punem în aceste tuburi. Eu deja am pus biscuite și deasupra. Da, punem merge. Gata, șef. Urmează momentul cel mai frumos. Să decorăm cheesecake-ul. Aducem cheesecake-ul din frigider. Ușor, și te rog, ușor, vreau să scoți acest inel. S-a scos inelul. Scoți și ăsta? Am plecat. Drum bun. Mulțumesc. Super, bravo! Ta-da! Ta-da! Să-l decorăm. Ce te ajut. Și o crenguță, da, punem și o frunzuliță. Arta vizuală contează. Și să se vadă minunăția pe care ai făcut-o. Știi că am umplut noi niște cilindri cu aceeași compoziție da. Și am să te rog să-i aduci din frigider. Îți place cum lucrezi? Super, da! Și pentru că desertul merge foarte bine cu muzica, să punem punctul pe ei. Cornelia, îți mulțumesc tare mult! Sărut bine! Sper să mă mai primești alături de tine, să mai furi din taine. Mă simt mai bogată cunoscându-te, iar privitorilor noștri le spun calde salutări culinare.